municipal este sărăcit, cetățenii din municipiu plătesc servicii de care nu au parte. Colectarea deșeurilor nu se face selectiv, se face cu un sistem învechit, cu pubele insalubre, amplasate total aiurea, fără ca cineva să ia măsuri în acest sens. Ar fi păcat să plătim penalități și să returnăm 35 de milioane de euro din cauza unor incompetenți care gestionează acest proiect începând cu anul 2012. Au trecut 7 ani de atunci, auzim numai scuze și acuze. Aceste tertipuri sunt apanajul incompetenților care mimează administrația, adică acei tovarăși din PSD care sunt în campanie alături de angajații ADI Deșeuri, toți membrii de partid și salariați din banul public. Solicităm ADI Deșeuri ca în zilele în care nu sunt în campanie electorală alături de PSD să transmită date oficiale privind colectarea neconformă a deșeurilor din municipiu și din județ. Mulțumesc!